cum arată o zi de prințesă, cu o scurtă vizită la mall pentru o super fată care merită. Lume multă la film aseară în Câmpina, orașul care de an bun nu mai are cinematograf. Peste 700 de persoane au venit entuziasmate și curioase să vadă performanța actriței din rolul principal, Ana Maria Guran, fiica deputatului Virgil Guran. Pentru mine filmul ăsta, în primul rând, înseamnă foarte mult noroc pe care l-am primit de nicăieri și nu-mi vine să cred și mulțumesc în fiecare zi pentru lucrul ăsta. Îmi doream de foarte mult timp să fac actorie. Mă bucur că am avut un rol complex și destul de greu și un rol care reprezintă atât de multe chestii pe care adolescenții ar trebui să le învețe și să înțeleagă de fapt ce se întâmplă cu fiecare adolescent, pentru că fiecare trece prin situații grele, iar în filmul ăsta, credeți-mă, personajul meu trece prin foarte multe lucruri. Filmul Lumea e a mea spune povestea unei adolescente care își dorește multe lucruri de la viață: bani, popularitate, influență și iubire. Este bine ancorat în realitate, unde totul se măsoară în vizualizări pe YouTube și like-uri pe Facebook. Când am ajuns aici nu credeam că o să fie chiar așa, dar după primele 15 minute a fost ceva foarte ok, adică povestea este foarte bine făcută și eu cred că aștept și a doua parte după terminarea acestui film. Mi s-a părut puțin destul de complicată, deoarece ea a fost îndrăgostită de un tip care plăcea mai multe fete, din păcate, și n-am înțeles foarte bine faza cu apa. Dar se pare realist scenariu? Se poate întâmpla așa ceva în realitate? Desigur, oricând, cu orice fată. Acesta a fost primul rol pe care câmpineanca Ana Maria Guran, în vârstă de 20 de ani și studentă acum la UNEATC, l-a jucat într-un lung metraj. Eu cred că am adus personajului din mine energia și cumva hotărârea de a face lucruri și de a ajunge cât mai sus. Simți cumva că lumea e a ta? În momentul de față, da, și am foarte multe emoții. Filmul, în regia lui Nicolae Constantin Tănase, a câștigat anul acesta trofeul Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul, dar și alte premii internaționale. Sincer să fiu, și eu am rămas surprins. Știam că are inclinații, că are talent în domeniu, dar și eu am rămas surprins după ce am văzut filmul. Filmul este și o lecție de viață și, din punctul meu de vedere, sper să fie și debutul ei în cinematografie și, oricum, sunt fericit că la 17 ani a reușit acest lucru. Puțini actori au reușit, așa că pentru mine reprezintă încununarea succesului copilului meu. Filmul Lumea e a mea a fost proiectat la Casa de Cultură Joe Boxa din Câmpina, iar intrarea a fost pe baza unor invitații gratuite.